A, nu știa dacă sunt direct. Păi dacă, dacă cameraman să știe, sunt direct. Mișto. Azi a fost o super partidă. Mișto, sunt în echipă cu Florin din Belgia. Cu Nea Costică din Israel. Alin din Marea Ege. Asta din Gibraltar. Ia să-l vedeți la lucru aici. Stați așa. Că se blocă cameramanul. Ne-a zis că suntem în direct și în exclusivitate pentru știrile CNN din România 2016. E prima partidă, am înțeles, la spinning. Sunteți fascinat de acest stil? Da, da. Sunteți foarte fascinat. Musca, da. Musca. Cu musca? Aveți musca pregătită? Sunt cu musca pe căciul. Deci, domnul Costică e cu musca pe căciulă. Dar, așa, aruncându-vă dumneavoastră un ochi pe la băieții la barcă, sunteți mulțumit de ei, au luat crapciul. De ăia, da. Ăia, da. Aia, ne-au cam lăsat în urmă. Ne-au lăsat. Dar sunteți de acord că bibanul nostru e mai bun decât crapul lor? E mai bun că e mai mic și nu te lupți cu el. Poți să-l mănânci cu da, totul, adică. Da, nu te lupți cu el prea mult. Nu te lupți cu ăsta. Că oase nici nu are. Nu. Alea nu se ia seama. Mulineta asta de artă, de unde ați obținut-o? E primită cadou? Cadou, da, e de moștenire. Moștenire de familie, de, da, de pe da. Timpul lui Carol. Da. De, e unicate asta? Da. Da, da, scrie, în ce scrie, în ce limbi? Sau mai multe limbi scrie? În rusă, în rusă. Rusă? Rus, inox. Rus. Uite ce, avat. Avat? Avat. Mamă, păi dacă erai mai dat acolo în spate, europei pe aia. Păi da. Pe avați. E pentru avat asta. Pentru avat, da. Păi nu? Inox. Da. Inox, inox avat. MD2. MD2. Deci astea nu se mai fabrică. Da. O dată pe viață. Dacă ai norocul și mori mâine în accident, aia te-a ținut. Am văzut că ai făcut treaba azi. Da. Adică... Păi, da, ești bucuros așa? De ce ai dat așa tare de țepătură? Nu, mata acum spune sincer că noi ăștia tineri mai mințim. Dar mata, ai simțit ceva acum de ai dat înțepătura? Am simțit. Ai simțit? Da, dar n-a simțit-o, a fost nesimțit pe ăștia. Dar n-a simțit el în gură. El a fost nesimțit. Deci el a fost chiar nesimțit. Credeți că mai aveți peștișeri pe fir? Da. Credeți? Cred. Dar dacă nu mai mișcă nimic? Dacă nu mai mișcă... Pișcă. Cum interpretați dumneavoastră expresia? Domne, ți-o mai trage la fund? Că sunteți mai în vârstă. Și auziți pe tinerii pescari cu expresia, domne, ți-o mai trage la fund. Noi, asta ce impresie? Cu comentați. La noi nu era să obișnuie așa, mai la tineri. Deci ăștia tinerii sunt mai cu fundul în spate? Sau? Probabil. Sau le place fundul? Le cum? Place. Mai pe spate. Eu am auzit că e vorba de alifii. Ce alifii ar folosi ei? Că cu la fund, dacă e fără alifie, e nasoală rău treabă. Adică, crăvăne ăla și la unde e poliția. Găbite, nu e de la ulei, nu? Nu e de la ulei. Eu sunt cu fratele Florin aici. Păi dacă tu ai zis că își face efectul după 6 ore? Păi de, e cu efect întârziat? Deci ai asumat riscul meseriei. Nu, că nu sunt lucruri serioase pe care trebuie să le discutăm, că le auzim. Și oamenii sunt derutați, că nu mai știi. Cum domnule să o tragă la fund? Adică, uite și Palin în direct de acolo. E vorba despre plută, nu? Bărim. Da. Are ochelari de soare, Alin. Schimbai și eu muștele. A dat soarele, uite ce soare aici. Ce dă bărci aici. Acum să vedem și... Ne dați voie să ne uităm și noi în găleată? Da. Ne-a costică? Ne dați voie? Mă, să nu ne acuzați de ceva că ne uităm în găleată. Ne acuzați? Nu. Nu, ne uităm, da? Le dai din când în când, mă, măligă, să-i mai hrănești până acasă? Aoleu, uite ce mă, măligă aici! Ia! Deci, tura viitoare te pregătim la muscă. Mata, formează-ți stilul mâna. Lansarea, mamă, ce e aici așa, ce are neacustică aici. Ai 5 kg ca pupă, mă, neacustică. I-a fost stilul neacustică. A, să-l ieși capa. Budă mor, sunt budă...
Bă, da, grei și mă, așa. Ce mă, Florentu, și câte are aici 4 kg? Bă, tu vezi, bă, găleata asta mică, cu măsline pe ea? Ce, bă, și că am mâncat toate măsline ăștia de așa grăși. Bă, mâncat. Auzi, ai 4 kg acelea. Am. Vezi că regulamentul e să reții doar 5. Îți mai pune și pe ale mele 5, că eu oricum n-am niciun pește. Poate-mi faci și mie un drill, te rog frumos. Aaa, și Alin cu... La musca mică, să știe, mică bași, mică scoți. Mi-a Costică, te felicităm pentru bibanii ăștia și pentru efortul depus. Să vadă telespectatorii aici. Auzi, te rog frumos, Gavițe. Promovăm și Florinel eliberează marea captură, care se întoarce în mediul său natural. Dar acum că e gânditor, să mai gândește. Fiindcă e șalău prin zonă. Mi-a Costică, ce să zic, ai luat cei mai mari biban din baraj aici. Cine mai depune acum? Cine mai face sex? Că nu mai are nimeni, mi-a rămas aia mici. Ce facem, mă eliberăm? Aia tine, da. Ia, s-auzi, mă, eliberăm? Nu, s-a eliberat unul ăla. Ah. Da, da. Ia uite, mă, ce omoară aia crapul acolo. Se pune în peștile omul aici, dar ne jucăm cu... Am muncit de acum. Cum îl pregătiți? La cuptor, crocant? Îi luați toți ăștia frumoși? Saramură. Saramură, vă place, da? Cu bere sau cu vin? Cu vin. Cu vin. Și o dedicație pentru Nea Gigi OZN. Nea Gigi, uite mămăliga care să știe cea mai bună mămăligă. Mamă, ce culoare frumoasă are. Da, dar e cam rece asta, de ce ani de aici, bă, frate. E mămăligă de Pitești. Uite, Nea Costică, ce mămăligă. De Pitești, adevărat. Uite, ai văzut? Nu știu dacă e prinzătoare mămăligă, n-are călige pe aia, da. Oricum, e adevărată. Eu dacă aș fi crapă, aș lua-o cu totul și aș pleca. Da, apuc să dau și eu la biban la muscă. Malin, acum toate fiind zise, nu mă să joc și o gâșgănile astea, că a avut să-i o tentativă să dea ele. Că e seara acum, ce e, 5 fără ceva? Le dau și eu ce liniștează. Mama, să nu încape și șor, băi. E ca la război, bă, aici. Au! În ce an sunteți născut cu Nea Costică? Că vreau să vă întreb o chestie. În ce an sunteți născut? În 40. În 40. În 40. Nu sunteți așa bătrân în 40. Cât? 86? 76. 76. A, nu e în vârstă așa. 76. Tata s-a născut în 48 și mama în 46. A. Ce mai trec ani ăștia? Și eu fac 47 acum. Adică nu știu exact cât fac, am 46, 47 ori, 47. Să calculeze poliția. De la 112. Că pe mine mă interesează. Oricum am viață veșnică, să știe. Acum sunt cu extratereștrii aici, care... ce vreau să vă mai întreb, Nea Costică? În delungul vieții noastre de 40 de ani pe planeta asta a maimuțelor, ați întâlnit vreun extraterestru, ceva verde la culoare? Când îi dai cu pumnul în spate ca la Luis de Funes, sare fulgi din el. Nu v-a atras atenția nimic? Mă, și mie mi-a atras niște dragi atenția că intrase nevasta și să vezi ce intrase alții mai mari în mine, că venea să o rupă geam. Înțelegi? I-a spus, fă, pleacă că mă concentrez, dar uite cum e să vine să mă aruncă pe geam. Mamă, ce de spirite! Cum mă, nu e spirite că la noi vine în casă? E, înseamnă că au coborâre la Ștefănești, mă, nu se poate așa. Deci trebuie vorbi cu domnul Obama. După dealuri? Trebuie, da. După ce au cules via. Păi au coborât într-o seară după deal, că mecanicul schimbase uleiul la mașină și a venit trei lumini de astea. Mari, albe, ca soarele. Uite mă ce a dat ăsta în ea. Gogule, stai așa mă, colo. Băi, uite mă, vorbim de drag și de acolo ușă. Fii atent. Și când a văzut lumina, a luat-o la fugă să se ascundă pe mașini până curți. A venit lumina pe lângă ei. A oprit lumina, a luat-o pe lângă brăză, s-a dus către cer. Auzi mă, Nea Costică, știi? Ăsta e singurul pește, primul pește care, cel mai vioi, să știe, dar nu mai zic că îl mănânc singur, cu soacra îl mănânc. Că poate am succes, că am prins un ăla într-o zi, ca să vezi mai tare ce am făcut. Prind un lin, zic ăsta al meu îl mănânc singur. Bă, și ia bătălile și s-a dus dracul lin. Mai mănâncă, na. Trebuie să zici așa, îl mănânc cu soacra mea. Adică ei dau coada și eu corpul. Is the banana.
Deci, vedeți că mănâncă la muscă roșie pe seară. Să știe, abonamentul e gratuit. Abonamentul e gratuit la filmări, la locațiile pe abonament. Să vă mai dau un pont din înțelepciunea marelui mecanic al meu, care mi-a durat 4 luni să fac o mașină. Deci a zis așa, întrebarea nu costă niciun ban, răspunsul e pe bani, să știe. Da, mă, că poate mai are ăsta, frate. Știi, eu am zis că e musca mare, uite câtă gură are ăsta. Ce muscă mare, mă? Iete, bă, acum vă zic și eu ce are ăsta beregat. Noroc cu camerele astea performante. Mare ceva roșu pe acolo. O fi având amigdalit. Da, 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 da. Nu, e gânditor. Ce mare, tu știi că... A, uite, îi bagi musca de 2. Cârlic de 2 dacă te uiți la el. De la de jig. Păi n-am luat eu o leacă mai mare, numai pe jig am luat. Păi așa, țuc, mama, am luat așa lău. Pa, nu mai biban. Nu mai biban, frate. Biban de biban. Cum reținem noi bibanul? Ne concentrăm. El am auzit că are coloană vertebrală. Așa e, neacustică? Au bibanii coloană vertebrală? Cum au parlamentarii, verticală. Are, nu? E, acum nu mai are. S-a rupt. Instantaneu. E cu tremurul? Deci ziceți că cu extraterestri nu stați prea bine. Nu v-au vizitat. Nu e frumos din partea lor, am să le comunic. Băi, păi, cât e planeta de mare? Păi neacostică nu l-ați văzut, mă. Dar de ăștia cu secte nu v-au atras în filiere din astea? Nici unul? Ia uite. Păi stai, băi. Aaa, e Alina. E Florina aici, în direct. La muscă mică a luat babușcă. E, ți-am zis, mă, dacă ai luat-o cu plumb, așa, vezi, trebuie să luai și eu câteva. Atent, la penultima. La penultima, sus. O să vezi cât e și te bucuri acolo la mai jos. Să știi. La mai mari. La mai mari. Deci, frați din ăștia cu... Că vă duce în rai, nu v-a zis nimeni. Că de religie sunteți ortodox. Astăzi, de când v-ați născut, tot ortodox. Ați fost la altă religie și v-ați mutat la ortodoxie. Deci ați fost ortodox de la început. Păi am fost și ortodox odată. În tradiție, după aia am fugit. Acum nu mai sunt nicăieri. Eu? Nu mai sunt nicăieri, m-am luat nicio onoare de 20 de ani. Sunt singur pe lumea. Am niște prieteni extraterestri și mai comunic cu ei din când în când. Am fost la psihiatra, a zis că sunt de tratament, am luat niște tratamentul. Nu știu unde o să ajung, dar... Mă uit înainte, așa, așa. Dacă am o zică cu viața veșnică, că... cu laborator, auzi, mă. Dacă ăștia toți plecară și nu mai vine niciunul, înseamnă că e frumos. Noi ne bucurăm de... să ne bucurăm de viață și de clipă. Să-i musca asta ca în sus. Mă, lune. Am impresia că ăștia sunt sătui, m-au mâncat o mălaie după ce am mâncat așa. Știi că bibanul mănâncă mămăligă? Am prins când am fost la Mereșeni. Am prins cu mămăliga în gură. Mămăliga? A, nu, mă, ia el, mămăliga, mă. Mai dăm o leacă să vedem, poate prindem unul de strapaz, n-am ceva. Auzi? Dar sunt și structuri jos, mă, nu poți să jos cum vrei, că dacă nu e structură, nu stă prost. Mai intră crăparii la ora asta? Da, uite și tu ce s-a liniștit timp. Băi, Nea Gigi, îmi pare rău, dar n-a picură deloc. Nea Gigi, știi cum, nu merg că picură. Poate da cupă seara să picure ceva. Ia uite, mă, ce de pui la mal. Păi, am impresia că ăsta e în mal, mă, Alin. Purcelul, trebuie să-l jucăm la mal. Uite-l, mă, în mal. În mal mi-a tras, mă. Păi, ești copil la 2 metri. Uite, și vânează după ăștia. Dacă facem puțină liniște, să știi, mai nu. Fac și eu 2. Dacă mai iau unul, am umplut tigaia. Gata, Neacostica a renunțat. Oh, uite-l, bă, să ce tot la Neacostica și ăsta. Bă, ai contra Neacostica cu el. Tot la roșu, bă. Tot la roșu, pe seara așa.
La musca roșie, aaa, roșie îți place ție. Am priceput ideea. Dar tu la mar. Lasă-mă că mai o leacă și vine scrumbia. Când a venit scrumbia deja, nu mai avem treabă. Hai să mai facem o lansare. Uite ce bune e și motorul electric, nu se aude deloc, ai văzut? Nu mai dau departe, dau mai către mal. Ți-a tras Alin? Aici la mal, da-i am văzut. E Alin în drift cu monstru. Aha, frumos. Mi se pare mie sau a început să picure? A plecat pe cameră așa. Nu. Uite pe camera mea. Eu simt și eu alea da. Nu contează oricum, e partida spre final. Nu mai au apă. Sau dacă ele mai schimb de apă. E partida spre final. Eu să-i fac un prieten, nu vecinul la mă. Eu am zis că vreau să-i. Nu suportă socru? Dar de ce? Butrugă mare aici. Uite oamenii, mă, cred că au sonar. O să uită după. Auzi, Alin, n-ar fi bun și un sonar la crapii ăștia să-i vezi, mă? Ce era? Deci crapul nu era pe drând. Așa cum era. Șeful de la Pitești, ce face șeful? Șeful de la Drăgăle, ai făcut ceva? Crap? Ne-ai iulit că a luat ceva, uite-l acolo. Hai că el îi mai păcălea, mă. El mai păcălea, mă. L-am văzut eu când am fost în barcă, tot trecut. Da, dar abia a început iarna. Nu auzi că decembrie e mai frumos ca noiembrie. Da. Ba, o să crezi. Că s-a schimbat în clima, nu mai aici a fost. Și vine vara la iarnă? Păi nu era 14 grade, nu era în martie. Ia uite-l, uite-l fratele cum trage la muscă, băi. Domnul! Alo! Hai mă, cum trage la musca, da domnul, aici fac și eu trei o tigaie, mă. Aoleu, ce frumusețe mare la pescuitul ăsta. Uite, vezi? Pleci când trage peștele. E plăcut asta roz. E plăcut asta roz. Ce să facem? Mai întâmplă. Dar știi că peștele e foarte rece, Alin? Dacă zic că noi suntem aici să vă ajutăm. Vă bazați pe noi, da? Așa, acum... Poftiți? Da, alea sunt muștele. Da, păi tura viitoare nu mai aveți treabă. Tura viitoare, cu toate că o să încerc și niște 14 de ăsta pentru babuștele. Că știți, ai văzut Alin ce babuș mari să luăm acolo? O să încerc și pe ăstea de 14, să vedem ce intre. Acolo e criză mare, mă, la noi. E ca la noi. De ce să nu le selectăm, nu, Alin? Să îi dă lea, uite așa, la 20 de centimetri. Când ai ocazie să le selectezi. Hai să mai fac o lansare. Puteți să vă abonați, că este gratuit, pe canalul Ivan Gabriel și Gabriel Ivan, pe canalul Ivan Gabriel și Gabriel. Abonamentul este gratuit. Ia Costică, te uiți că pun filme de seară, te uiți la filme? Scrii Gabriel Ivan pe YouTube. Gabriel Ivan Pescuit. Da. Și
Și te vezi în direct. Te vezi, mă, ta, cum făceai la mulinetă. Păi, mă, să mă, la ce să mă uit? La filme. Cum îți claxona telefonul. Și mă, ta, legai sfoara acolo. La 76 de ani. Ca să le arătați la prieteni. Băi, eu la 76 de ani mă luptam cu Big Bunny pe acolo. Uite-l, frate. Ce doamnă. Ce doamnă? Ne-ai Ion, ne-ai Ion. Alo! Da, am făcut treabă, ne-ai Ionele. Da? Găsește așa. Captură. Dar oricum i-a selectat. Nu, n-a fost frig, a fost timpul frumos, a. N-a fost, n-a bătut vântul, dar nu, n-a prea mâncat. A vrut el. A băut apă. Mă, o leacă s-a mai mișcă, dar nu... Soare, dar nu a fost frig așa. Cum trebuie. Aline, cum era în ziua aia? Am dat, știi cum era aici? Nu o puteai să faci față. Da. Și la muscă și la pește și mai facem câteva lansere așa de. Cam mers și bărcile acum. De la pescuit de crap. Care au fost mai tehnici. Dar el, știi, el a tot vizitat pe acolo, pe acolo, pe acolo, s-a infernat mai mult. Bine, bine, bine. Ce-a dat mine, ce-am făcut, a? Te așteaptă ne-ai venit cu mâncare. Te așteaptă cu pește. Pește la oricum mâncau, îmi fac ăla. Păi uite că eu am avut mâncare, vin, am mâncat. Ma ta ai stat concentrat, bă, pe... Am mâncare în trai, știu. A fost, a tras tare, de asta. Ai timp, acasă să servești și masa. Ia. Bă, normal trebuie să mai vadă musca, că... I-a băgat de-aia fluo. Dar acum știi cum e, nu e după noi, e după el. Nu e după noi, este după dumnea lui. Pești. Am zis. Am zis. Așa, tata. Am zis. Plecă și băieții aia de la pite. Am și eu o cutiuță acolo în janta lui Matan. De tot al lui Matan, am pus în ea să vreau să dau lui ăla. Da, 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 păi nu e cu tot așa. Păi am pus pe ei. Da. Deci cam a încetat și Biba, nu? A încetat unde? Vă strângem? Da. Noi dacă am făcut peste jur de dimineață... Strângem alinga. Vânează ceva pe acolo. Suprafață. Mai da una în laterală și gata. O laterală cu alea așa. Oricum, dar acum că... E posibil să fi venit și alău în zonă. Aici așa și te dau acasă, nu? Și-l zgornește. Gata. A, acolo scos și eu și-o am strânsă și gata. Ce? Ce? Untura. Sau ai legată de zi? A,
nu, cum așa, așa, am legat. A, e legat, am legat. Da, da, da. Da, cine știe să prindă pe. Da. Cine-i place să se joace. Da. Oricum a fost frumos, ne-am bucurat. Gata, ajunge. Gabriel vă dorește multă sănătate, Firentise pe 2016, când mai 2016 urmează perioada șaleului. Ne pregătim de plecare, noi nu rămânem peste noapte. Nea Costică a făcut prăjeala. Am făcut și eu prăjeala. Toate bune și frumoase. Trei pești mi-ajung. Acum dacă mă întreabă soacră mea câți pești ai prins? Trei pești. Trei. Am și filmarea. Și al meu care e? Al ei? Da. Cel mai mic. N-are voie să mănânce mult. Deja a supra-solicitat motorul. Motorul merge la jumătate preț, calitate, cel mai mic pește. Cât mai multă cură de slăbire. Da? Da. E grasă? E, dublu decât cantitatea care trebuie. E grasă rău. 110, 15. Atât are? Da. Ah, la jumătate. Nici diabetul nu-i mare, 291. Bă, ce să trăi ăsta? Păi nu, lasă să usuce. Vă dorim multă sănătate. Îl strângem la Costică. Mulțumim pentru așa participare. Sănătate, numai bine, cam asta a fost partida de astăzi. Și cu bune și cu rele. Timpul închis, într-adevăr, am mâncat peștele cam de la 10, așa, cam până la vreo 2, să zic, insistent. Și după aia m-a slăbut la crap. Și după aia mai rar așa, ești colea câte un. Verificați și voi informația pe 20. Aline, cât e, mă, data azi? 21 sau 20? 21? Ca să dăm informația exact aici. Doar 21, până la ora 24. 21, da, 21 noiembrie 2016. Păi nu am spus, dar orele când m-am mâncat foarte bine, crap. Sănătate, numai bine.